Salutare, mini cactus! Bine v-am găsit la primul nostru episod de Assassin's Creed 3. Deci, să începem. Nu voi vorbi, astfel încât voi puteți asculta povestea. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. Templari, Templieri. As the Templars, as the enemy. Ăștia, mă. For thousands of years. Even longer if you would. Ia uite, Ezio, ăsta Altair. I do. Ezio e imediat și Ezio. Ia uite-l. Peți auditore. It allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do, and the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored Uno. The lives of his ancestors, and uncovered their secrets. Doi. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. Și al treilea. We hope. Soon though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. Da. Și așa începe aventura noastră. Într-o dubă! Ehe, bitch, please! Ok, hai să vedem, ce-i de capul lui? Bine, l-am mai jucat, da. Dar nu l-am terminat. Păi hai să comparăm un picuț cu Assassin's Creed Brotherhood. Ăsta are cam multe cutscene-uri. Oh, alo, gogule. Ce faci, tati? Nu mergi bine? Ba da. Am fost acolo, doamnă. Am fost acolo. Sper că se aude bine. Dacă nu se aude, îmi spuneți. Nu e nicio problemă. Nici cea mai mică problemă. Hai. Let's go. Let's go. Asta ziceam și eu. Grafica jocului e destul de bună. Pot spune că e incredibilă. Bine, na. Nu știu sigur dacă la Far Cry 3 era mai bună. În fine, depinde și de setări. Intrăm într-o peșteră. Deci că suntem în Minecraft totuși. Mergem după diamant. Ia-o! În Mama Rusie! Zidul se face pe graffiti.
După cum spuneam, prea multe cutscene-uri, dar ne obișnuim. Au, noroc, că povestea e interesantă. No hope. Asta ziceam și eu, dar voi nu m-ați crezut. În fine. After it, never once considering how in the world she was to get out again. Hai să vedem. Zici că suntem într-un mineshaft acum? După cum spuneam, cutscene-uri. Bine, asta n-a fost chiar un cutscene, dar în fine. Da, mă, în fine, ăsta e cutscene. I think we're here. Woohoo! S-a dus și luminița. Ia să-i noi. Ce avem aici? Ia. Oa! Portalul către Nether. Mă, da, chiar zici... Nu Nether, End. Chiar zici că e un stronghold ăsta, mă. Pe bune acum. Mă, bine. Na, ce pot să... Ce pot să zic? Și uite, ăla e un Nightfender. Bă, da, chiar, bă. Ăla chiar seamănă cu Night of Ender, îl băgăm în chestia aia? Parcă vă că îl bag în chestia aia și pornește portalul, eh? Sau ce mama lui de portal o fi? De chestie, în fine. Ce v-am spus? Exact, găsim noi cheia. Și începem din nou. Sir. Here we go again. Here we go again. Exact, asta am spus și eu, mă. Desmond? Ia. Ne antrenăm, pac, pac, pac. Mamă, ce pumnă străgăție. Opa. Ha, ha. Alergăm. Zici că suntem la Ruby. Pac. Așa. Așa, hai. O întoarcere. Ha. Și așa. Acum te rotești. Fentă și... Hai, o fentă. Ha. Așa. Ha, ha. O vezi, mă? Hai, sunt betez, mă. No, it's fine. I get it. And I know what I'm looking for, by the way. O luminiță. It's a key. There's no idea where it is. Ce tatuaj maker are asta? I guess that's why she triggered the bleeding effect. She. Juno, Dad. She's talking to me. Okay, Desmond. While you were visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, make sure there aren't any major issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. Walk to the marker over there. Hai să vă explic cum e. Deci, Assassin's Creed Revelations, acțiunea din Assassin's Creed Revelations s-a întâmplat în Constantinopol. Și de-aia zice asta că în cât timp a fost ăsta în Constantinopol, a găsit un update la Animus, Animus fiind mașinăria care îi permite lui Desmond să intre în
ca să zicem așa, mintea strămoșilor lui. Ok, Desmond, let's practice climbing on the... Hardcore parkour! Strămoșii lui fiind Altair, după aia a fost Ezio. Și acum vom vedea noi cine va fi. Eu știu, da, da. Poate unii dintre voi nu știu și atunci să nu stricăm surpriza. Ia, dați-vă și voi cu părerea, da chiar. V-aș ruga, am eu așa o curiozitate, nu știu. Dacă vreți, dar doar dacă vreți, spuneți în comentarii. Fără, bine, dacă nu știți. Și fără să căutați pe net, da, da, nu, nu, nu e voie. Spuneți cam cine credeți că ar fi personajul principal. Nu știu. Un eschimoș, un... Abaram, nu știu. Gândiți și voi, da. Să vedem ce vă poate mintea. Că-s tare curios. Și după aia când ajungem să vedem, na, să vedem cine a avut dreptate. Păi nu? Ok, hai să încercăm să facem 100%, ok? Fuck! Ia-o, pasta! Te distrezi, gogule! Ăla-i, așa. Nu, nu, nu-mi pe acolo. Pe gard, te urci frumos pe gard ca maimuța. Și sari, ăla-i. Tracțiune, hai. Tracțiune integrală? Nu, 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 nu. Tracțiune, adică să tragem cu mâinile în sus, așa. Știți voi la ce mă refer. Hop, hop. Niciodată nu m-am prins cum se face exact pe țeava aia. În fine. Și acum începem prima noastră misiune. Hate them, Kenway. Să vedem oare unde mergem? Da, normal că sunt bine, băi, inteligentul pământului. Thank you. Where shall I retrieve you once you're done? Front of the opera house. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her round at once. Opera. Asta nu ți-am aminte de când am fost la operă cu colegii. Mama, am adormit acolo, dar în fine, nu contează. Bine, n-am prea... Nu se poate spune că am adormit, dar nici mult mai avem, credeți-mă. Theatre Royal, Covent Garden. Nu! Nu mă, ne-ai auzit? Ce față ai, bă. Ce mec l-ai. Mamă, câte lume, vă aici, câtă lume. La ce tu ești, mă? Mă, acum îți trag un pumn. Zici că suntem la operă, bă. A. Chiar suntem la operă, ca să vezi. Da, 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 mersi. Îți mulțumesc. Uite, pianul acolo. Mai apologi. Nu, nu te las te uiți, na! Ok, hai. Aplauze! Woo! Evening, Haytham. Bună dimineața. Ăsta, bună seara. Da. How happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? Pa cine, că sunt 1000 de oameni? Ia uita-l. Și nu, nu e Lincoln. Știu că a fost asasinat la o undă asta, teatru parcă. Sau nu Lincoln, mă. Nu-l chema pe ăla alt.
I already have. Since we live by it. Oh, Lord. So, lacking all that set word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. Hai să ieșim de aici. 1000 pardons. 1000 de scuze, wow. Stai mă jos, bă, ce întericat. Da, fiți atenți acum, deci, noi ne urcăm pe astea și se presupune că nu ne vede nimeni. Bă, să fim serioși, mă. Ne vede tot poporul, bă. Uite-te și tu, mă. Ci că nu ne văd. În fine. Ia-te, aia, ia-te. Alo, 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 tanti. Mă rog, sărim peste și să n-aud un cuvânt de la voi. Ok. Da, bun, deci revenim. Ce vreau să zic? Da, aia cu Lincoln. Nu, ăla nu e Lincoln. Știu că Lincoln a fost asasinat tot într-o așa ceva de genul. Da, nu e, că nu se potrivesc anii. În fine, nu contează. Hmm. Asem, deci mutăm mouse-ul. Țac, țac. Așa, sus. Hai mă, rup-l, ăla-i mă. Bravo. Ah, hai să iam. Uaaa, jump! Uaaa, aaa, nu, 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 șiș! Și ea de jos n-au auzit, evident. Că altfel se termina misiunea. Ok. Hai, imediat pășim pe lună, ia uite luna. O să fim primul om, o să fiu primul om care a pășit pe lună în anul 1700. Aaaa! Ia uite-l. Așa. Ok, haide. Haide mă. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Așa. Ok, gata. Ah. Îmi pare rău, nenea, dar trebuie să fac asta. Hey, Ethel. You should have come to me. We would have found another way. Se pare că nu. Asta ne-a fost dat. Soarta. Ce ți-ai faci? For what it's worth, I'm sorry. Muzică tragică pe fundal. Mă! Mă, piciule! N-ai văzut nimic, da? N-ai văzut nimic! N-ai văzut nimic! Să nu aud un cuvânt! N-ai auzit? Șuș! Șuș, am spus! Și așa a zis și el. Să rămână, doamnelor. Nu s-a întâmplat nimic acolo. Nu, nu, nu. Bun, acum s-o tăiem repede. Fuși, bă. Da, salut, salut. Mă duceam la baie. Da, da, hai. Hei! A, nu, nu, eu, eu? A, nu, nu, n-am făcut nimic. Mă duceam la baie. Ioi, cum a picat ăla. A, da, eu mă duceam la baie. Mhm, da. A? Nu, nicio armă, doar mă duceam la baie. Ok, ok, hai. Te mă. Te mă. Te, dă-te, dă-te. A, mă, că vreau la baie. Da, 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 nu, nu, nu. Eu? Ce ai zis, mă? Ce ai zis? A, nu, nu. N-am auzit de asta, așa ceva. Asasinare? Pff, ce e aia? Asasinare? Nu. Hm. Unde, unde? Cum? Cum? Toată lumea vorbește de asasinare aici.
Dar noi nu cunoaștem, bă, noi nu știm ce sunt la, noi mergem la baia, noi toma, veneam. Apă, mă, la ce străia apă, mă, inteligentul pământului. Da, nu, eu mă ceam la baie. Da, mă, mișc, mă. Uite, cu coana pe jos, mamă, poate-l ia pe ăla la bătaie. Eu? A, nicăieri, a, pe la baie. Da, ne prefacem, ne uităm să vedem dacă avem șiretul deschiat. A, n-are șiret. Ok. Ai câștigat de data asta, șiretule. Dar te prind eu odată și odată. Bă. Venise aia cu fundul la noi. Și acum... Dă-te cu Conetto. Dă-te, mă, dă-te, ți-am zis, dă-te, mă, așa. Ne așteaptă, like a boss aici, în căruță. De fapt, nu, căruță, trașcaletă, nu, mă. Cum se zice, mă? Cum era, mă? Caleașcă, mă, așa, trașcaletă, auzi? Never mind. Shall we be off, then? Aye. To fleet and bride. By your command. Exact. Artefactul, mă rog. Bun. Gentlemen, I hold in my hand a key, and if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned and vanished from the world. Do we know what it is that it be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of five men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Haytham, and bring honor to us all. Da. Cam asta a fost prima misiune. Ok, sper că v-a plăcut. Și nu uitați să spuneți care e părerea voastră despre personajul principal. Adică, care credeți că este.